citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, câteva versete în care apostolul Ioan vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos pe pământul nostru și de felul cum El a fost primit. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 11. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi toți am privit slava Lui, o slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. În aceste câteva versete pe care le-am citit, am observat ceea ce Apostolul Ioan a spus despre nașterea Domnului Iisus Hristos, adică venirea Lui în lumea noastră. El a venit la ai săi, sensul e, a venit la poporul Israel, dar ai săi nu l-au primit. Și sensul e că cei mai mulți dintre izraeliții din vremea de atunci nu l-au primit. Am putea aplica acest lucru, a venit la ai săi și nu l-au primit, și la textul din Luca, capitolul 2, unde ni se arată cum Iosif și Maria căutau loc de găzduit, dar și într-o parte și într-alta li se răspundea că nu este loc. De data aceasta, la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, aș vrea ca să ne gândim împreună la semnificația acestei sărbători pentru noi. Care trebuie să fie semnificația acestei sărbători pentru noi? Și privind la ceea ce e scris în Sfintele Evanghelii, eu am înțeles că pentru noi să fie o adevărată sărbătoare, trebuie să fie o sărbătoare a credinței. Să credem din toată inima că Cel care s-a născut în Iezlea din Betleem este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și că El a venit să ne mântuiască. Credința în El dă valoare acestei sărbători. În textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12, se subliniază acest lucru. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Deci un lucru deosebit de important este ca noi să fim dintre aceia care l-au primit, adică din aceia care cu toată inima și cu tot sufletul credem în Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitor al nostru. Și privind în Evanghelii, la nașterea Domnului Iisus Hristos și gândindu-mă la semnificația acestei sărbători pentru noi, eu am mai înțeles că această sărbătoare ar trebui să fie pentru noi o sărbătoare a mulțumirii. Când ne gândim că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, ar trebui să mulțumim Tatălui Ceresc, care ne-a iubit atât de mult, încât l-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Sărbătoarea aceasta ar trebui să fie pentru noi o sărbătoare a mulțumirii. În același timp, am înțeles că ar trebui să fie o sărbătoare a mulțumirii în care să-i mulțumim direct Mântuitorului Hristos, pentru că El n-a fost obligat să vină. Nici măcar Tatăl Ceresc nu l-a obligat să vină, ci El a spus, iată-mă, trimite-mă. În surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Deci să-i mulțumim Mântuitorului Hristos că nici măcar Dumnezeu Tatăl
nu l-a obligat să vină, ci el a venit de bunăvoie. A fost voia Tatălui, a fost planul Tatălui Ceresc, dar Domnul Iisus Hristos a venit de bunăvoie să caute și să mântuiască ce era pierdut, adică să ne caute și să ne mântuiască pe noi. Și aș vrea să subliniez un alt gând aici, anume că am înțeles această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus ar trebui să fie pentru noi o sărbătoare pe care o ținem cu drag. O ținem de dragul Domnului Iisus. Cred că cei mai mulți din care sunteți aici în seara aceasta ați auzit pe unii care se numesc și ei creștini, dar care pun problema de ce să sărbătorim Crăciunul. Nu-i scris nicăieri în Noul Testament că e o sărbătoare pe care trebuie să o ținem, de ce să-l ținem? Și aș vrea să subliniez în seara aceasta că noi nu trebuie să ținem sărbătoarea aceasta ca o obligație, că cineva ne-ar fi obligat să o ținem. Nici măcar Noul Testament nu ne obligă. Dar noi suntem chemați să ținem sărbătoarea aceasta de dragul Mântuitorului Iisus Hristos. El a venit de dragul nostru și noi să ținem sărbătoarea aceasta de dragul Domnului Iisus. Și în sensul acesta nu se pune problema nici dacă știm precis dacă s-a născut pe 25 decembrie sau dacă s-a născut la o altă dată. Pentru că noi ținem sărbătoarea aceasta ca o credință în Domnul Iisus, credem că El s-a născut și ținem sărbătoarea aceasta de dragul Domnului Iisus pentru că pe El îl iubim. Și știm că în generația noastră, dintre cei care își sărbătoresc ziua, în repetate rânduri se întâmplă că cineva își sărbătorește ziua nașterii, dar nu exact în ziua în care s-a născut. Și o sărbătorește cu câteva zile înainte, sau o sărbătorește cu câteva zile după, pentru că eventual s-ar potrivi când pot să-i vină prietenii sau așa ceva, dar cei care se adună să sărbătorească ziua cuiva, de fapt, nu sărbătoresc neapărat ziua respectivă, ci sărbătoresc persoana respectivă. Și noi, deci, la sărbătoarea aceasta, în mod cu totul special, îl sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui, cu credință, cu mulțumire și cu dragoste pentru Domnul Iisus Hristos să sărbătorim. Și în sensul acesta aș putea să spunem că doar așa, dacă sărbătorim cu credință, dacă sărbătorim cu mulțumire și dacă sărbătorim de dragul Mântuitorului, numai așa nașterea Domnului Iisus Hristos poate să ne fie de folos. Slăvit să fie Domnul! Amin!
desăvârșit și ne-a pregătit o mântuire desăvârșită din care nu lipsește niciun bine. Mulțumim de asemenea cântăreților care au cântat atât de frumos cu ocazia aceasta. Și mulțumim tuturor ascultătorilor care am avut părtășie să ascultăm cântările creștinești, să ascultăm câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru toate îi mulțumim